Dinco 3 Botici este cea mai recentă achiziție făcută de FC Buzău. Mijlocașul croat vine să asigure postul de închizător, dar poate juca și mai avansat la mijlocul terenului, fiind un fotbalist de travaliu. Născut la Split în 1990, 3 Botici are un CV bogat, cu stagii la Hajduk Split, NK Zagreb, Dinamo Minsk sau Slaven Belupo. Croatul are și experiențe exotice, evoluând pentru un sezon în Norvegia, la Fredrik Stat sau în Israel la Yehuda Tel Aviv. Ultima dată a evoluat în Liga a 4-a spaniolă la Aguilas. Un jucător din Croația, Trebotici, Dinko, mijlocaș la închidere. O să joace și ofensiv, mai ofensiv, dar joacă număr 6-8. Box to box, da, exact. Sperăm să fie ceea ce am căutat noi. Are un CV foarte bun, a jucat la echipe valoroase și cu experiența lui, sperăm să fie un plus la echipa noastră. Croatul a semnat cu FC Buzău până la finele sezonului, cu drept de prelungire pentru un an. Așa avem înțelegerea, cu 6 luni plus un an opțiune a clubului. În altă ordine de idei, Christos Intzidis a părăsit FC Buzău după ce evoluția din amicalul cu Râmnicu Sărat nu l-a mulțumit pe Cristi Pustai. Gruparea din Crânghi este încă în căutarea unui stoper, transfer care ar putea încheia campania de mercato din această iarnă. A fost o situație, na, a venit repede, știți cum e, pe viteză, l-am văzut câteva antrenamente și domnul profesor a decis că vrem ceva mai mult, mai bun, mai valoros. Îi căutăm, un fundaș central avem nevoie, fiindcă deocamdată avem doar 3 fundaș central curat, așa că chiar acolo căutăm. FC Buzău va disputa vineri un amical cu Metalul, meci mutat la ora 11, după ce inițial era programat la ora 15.